6.000 de elevi din familii defavorizate vor frecventa gratuit grupele cu program prelungit, iar ceilalți elevi din clasele primare vor beneficia de acest serviciu contra cost. Anunțul a fost făcut de șeful Direcției Educației din municipiul Chișinău, Andrei Pavaloi, în cadrul ședinței săptămânale a serviciilor primăriei din 22 ianuarie. Pavaloi a menționat că bugetul municipal va acoperi costurile pentru copiii din familii defavorizate, în timp ce părinții celorlalți elevi din clasele primare, care frecventează școlile din Chișinău, vor achita lunar câte 360 de lei pentru 3 ore de program prelungit sau 690 de lei pentru 6 ore. Odată cu presiunea venită din partea guvernului asupra bugetului municipal, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a abrogat ordinele de finanțare a grupelor cu program prelungit și nici de cum sistarea activității acestora, fiindcă activitatea grupelor cu program prelungit este prevăzută atât în regulamentul aprobat de către Ministerul Educației în 2016, dar și de Codul Educației. Ori nu puteam noi, din punct de vedere tehnic, să sistăm activitatea grupelor cu program prelungit. Prin regulamentul respectiv a fost elaborat și mecanismul de plată a părinților, care este absolut prin contul trezorerial al instituției, nefiind legată activitatea respectivă financiară de colectări non-formale, după modelul instituțiilor preșcolare, după modelul grădinițelor și achitării bonului de masă. Șeful Direcției Educației a subliniat că unii părinți achitau și până acum între 300 și 1200 de lei pentru program prelungit, iar municipalitatea a decis să legalizeze plățile neformale. Președinta fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău, Zinaida Popa, susține într-o postare pe Facebook că decizia de a finanța grupele cu program prelungit din contul părinților este una ilegală. Stimați chișinăuieni, nouă ne-a reușit. Astăzi l-am văzut pe Ion Ceban cum a făcut primul pas spre a lucra, adică a coborât cu picioarele pe pământ, dar chiar și ceea ce a propus dumnealui cu privire la colectarea de bani pentru grupele cu program prelungit, la etapa actuală este o ilegalitate. Sunt colectări de fonduri ilicite. Noi, ca PAS, consilieri PAS, susținem că acest serviciu trebuie să fie finanțat în continuare din fondul bugetului municipal Chișinău. Și eu cred că dacă ne unim forțele și ne solidarizăm în continuare, vom obține această finanțare așa cum a fost și până acum. Diana este mama a doi elevi. Unul este în clasa a întâi, iar celălalt în clasa a treia. Femeia spune că ar fi de acord să plătească pentru grupa cu program prelungit, deoarece nu are altă soluție. Nu știu, în dependență cred că de sumă, dar eu cred că nu ar fi, cred că, o problemă. Da, pentru că dacă o să achit, de exemplu, să mă duc la serviciu, banii este, o să se întoarcă și adică eu nu văd o problemă. Și o să știu sigur că copilul e la lecții și e în loc sigur și eu respectiv o să pot să activez. Nu importă, las și cu bani. Cum a fost amul, tot achitam și nu era problemă. Administrația gimnaziului numărul 86 din capitală susține că a identificat soluții provizorii până la o decizie finală. Am utilizat toate 100% din activitățile extracurriculare prevăzute pentru anul 2023-2024 și atunci copiii au posibilitatea să stea din clasele primare, respectiv și nu numai, dar cei din clasele primare au posibilitatea să stea până la 15-15-30 la școală, deci să fie în siguranță, în activitate didactică, fiind repartizate un salariu de cerc la doi profesori. În cadrul gimnaziului 86 activează 5 cercuri școlare, astfel cei 90 de elevi din clasele primare au posibilitatea să participe gratuit la acestea. Cercurile repartizate în semestru 2 pentru a înlocui grupa cu program prelungit au fost de cercetare la disciplinile de studiu, așa că copiii au posibilitatea să facă și temele la școală.
Peste 38.000 de elevi din 124 de școli din Chișinău au fost înscriși în acest an în grupele cu program prelungit. La sfârșitul primului semestru din anul de învățământ 2023-2024, Primăria Capitalei a anunțat că nu mai poate finanța grupele cu program prelungit din cauza fondurilor insuficiente alocate din bugetul de stat. În replică, Ministerul Finanțelor a anunțat că municipiul Chișinău va primi mai mulți bani în acest an decât anul trecut. Ion Ceban a spus însă că autoritățile centrale au omis să le spună oamenilor că toate costurile au crescut simțitor. Decizia municipalității a provocat nemulțumirea părinților, dar și a fracțiunii PAS din CMC, care au organizat câteva proteste în fața primăriei, solicitând autorităților Capitalei să redeschidă grupele cu program prelungit.